În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Frați creștini, cu 5.000 de ani înainte de Domnul Hristos, înțelepții și stăpânitorii lumii acesteia propovăduiau prin cuvântările lor și ziceau cu toți într-un glas: fericiți cei bogați, fericiți cei puternici, fericiți cei veseli și sătui. Și lumea îi asculta și îi urma. Căci cu toți alergau în goana mare după averi, după plăceri, după bani și păcate. Cei puternici zdrobeau pe cei slabi și mici, cei bogați, avuți și onorați, râdeau și disprețuiau pe cei săraci, necăjiți și supărați. Războiul omului contra omului era pretutinderea, iar pacea nicăieri. Lumea se zbătea în întunericul patimilor și pretutindeni satana pusese stăpânire pe viața omului. Iată însă că într-o zi, pe un munte frumos, într-o țară mică din Palestina, în Galileea, apare Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și adună pe lângă sine țăranii săraci și pescarii de pe Marea Galilei, și aici pe munte deschide gura sa sfântă și rostește cele mai minunate cuvinte care răsună peste veacuri. Fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei curați, fericiți cei umiliți, fericiți cei ce fac milostenii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, voi sunteți fiii lui Dumnezeu, ai aceluia care a făcut cerul și pământul și toate câte există în univers. Fiți și voi desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Cuvinte minunate pe care nu le mai auzise nicio ureche omenească până atunci. Și aceste cuvinte au străbătut până la marginea pământului și au ajuns și până la noi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos era bun și blând, cum nu se mai văzuse prin locurile acelea cineva și nicăieri pe fața pământului o asemenea personalitate. Într-o zi, după ce binecuvântă o mulțime de copii pe care i-a adusese mamele lor la dânsul, iată că se apropie de dânsul un tânăr frumos, îmbrăcat bine și zice: bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenez viața veșnică! Iar el i-a zis: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul, Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Tânărul a zis: care? Iar Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: toate acestea le-am păzit din copilăria mea, ce mai lipsește? Iisus i-a zis: dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează-mi. Auzim cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Tânărul acesta era o raritate în felul său. El, în loc să fie ca ceilalți de seama lui, ușuratici, burdalnici,
preocupat numai cu plăcerile și deșertăciunile lumii. El era frământat de un gând mai înalt, de gândul de a moșteni viața de veci. Îl interesa acest lucru, mântuirea sufletului. Din convorbirea pe care o leagă cu Mântuitorul, se arată că tânărul era evlavios cu frică de Dumnezeu, că-și păzise din copilărie poruncile legii. Întreaga lui înfățișare era plăcută, simpatică și cuvincioasă, așa încât tânărul cuceri îndată inima Domnului. Căci Sfântul Evanghelist Marcu spune că Domnul s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează. Când îi ceru Mântuitorul averile să le împartă la săraci, tânărul nostru a pierdut pofta de mântuire, a lăsat capul în jos, a întors spatele și s-a dus întristat. Iisus, privindu-l cu multă mâhnire, cum se duce de lângă sfinția sa, a zis: a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Tânărul s-a dus întristat, căci avea multe bogății. Era trist pentru că îi se părea că e o jertfă prea mare ce îi se cere. Era trist că vedea cum pierde și viața aceasta și pe cea veșnică. Vedeți ce piedică mare poate fi pentru orice creștin bogățiile, banii și plăcerile lumii acesteia? Apoi Mântuitorul, ca să întărească și mai mult cuvântul său, a zis iarăși: zic vouă că mai lezne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerului. Dacă stăm să cugetăm mai adânc la aceste cuvinte spuse de Mântuitorul Iisus, vom vedea și noi cât adevăr se cuprinde în ele. Mai întâi să împărțim bogățiile în două: bogățiile materiale, vremelnice, și al doilea, bogățiile spirituale, sufletești, veșnice. De la început se vede că bogățiile materiale sunt o mare piedică pentru mântuire, căci nu mulți bogați s-au mântuit, foarte puțini față de numărul cel mare al celor săraci. De ce oare? Pentru că bogăția îngânfă pe om, îl face să se mândrească, să se laude și să devină neascultător la glasul săracilor. Apoi bogăția îi dă bogatului cele mai mari posibilități de a-și satisface toate poftele și plăcerile trupești. Chefurile, banchetele nu lipsesc din casele bogaților, din care curg o mulțime de păcate îngrămădite. Apoi orice ar zice cineva, biserica trebuie să spună adevărul. Adevărul acesta este că bogăție nu se face fără cât de mică înșelătorie, fără nedreptate, camătă și vicleșug. Ori înșeală la cântar, ori pune apă în vin sau în lapte, ori ia dobândă la bani împrumutați și prin câte, cine știe câte feluri de înșelăciuni și nedreptăți. Avocații, judecătorii, procurorii și alți oameni ai legii care se îmbogățesc după urma proceselor nedrepte, cei ce au servicii mari, funcții înalte și primesc mită sau storc banul săracului cu fel de fel de înșelăciuni, aceștia toți au mâinile mânjite de sânge, așa ne spune Sfânta Carte,
și mănâncă cea mai murdară pâine. Vai de copiii care moștenesc astfel de averi, de la părinți nedrepți și cu înșelătorii. Aceștia nu pot veni la calea adevărului, la calea mântuirii, de aceea nu pot să se mântuiască, fiindcă nu se pot trezi la credința cea adevărată, sau mai bine zis, nu sunt primiți în lucrarea mântuirii, până nu dau săracilor cele luate de la ei, căci ale lor sunt. De aceea a zis Domnul că mai lezne trece cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția cerului. Acum să vedem care sunt bogățiile cele sufletești. Orice creștin, fie bogat sau sărac, poate să se îmbogățească și chiar să-și facă comoară în cer, dacă este atent și îl iubește pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele său ca pe sine însuși. Și cu ce poate să se îmbogățească creștinul? Cu faptele cele bune, cu faptele milei sufletești și trupești. Să avem milă de semenul nostru care se zbate în lipsuri și suferințe și să nu ne neglijăm, mai ales pe cei ce stau într-un tunericul necredinții, necunoștinței de Dumnezeu, căci aceștia sunt în pericol de a-și pierde sufletul. Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a amintit tânărului bogat doar câteva porunci din cele 10 și el ar fi putut să se mântuiască pentru că le păzise din copilărie. El urmase poruncile, dar nu în spiritul lor, ci numai în literă. De aceea Domnul îl pune la o încercare când îi zice: vinde toate câte ai, împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Dacă ar fi cunoscut pe Mântuitorul Iisus că este Dumnezeu adevărat și ar fi crezut în El, i-ar fi ascultat sfatul și ar fi făcut întocmai. Și dacă ar fi iubit pe Dumnezeu cu tot sufletul lui, n-ar mai fi stat la îndoială și se supunea sfintelor lui învățături. Dar dragostea lui față de Dumnezeu era mai prejos decât dragostea pentru avuțiile sale. De aceea a zis Mântuitorul altădată că oricine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Sau oricine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Dacă nici pe tatăl tău, pe mama ta nu trebuie să o iubești mai mult ca pe Dumnezeu, cu cât mai mult trebuie să fugim de lumea cea vrăjmașă lui Dumnezeu și să nu iubim lucrurile din lumea aceasta trecătoare. Și iată că tânărul nostru tocmai aici s-a încurcat. În păzirea celei din tâi și mai înalte porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Căci a iubi mai mult tânărul averea, banii și plăcerile decât pe Dumnezeu. Cu toate că a păzit celelalte porunci, n-a prea curvit, nu a omorât pe nimeni, n-a mințit, n-a furat, a cinstit pe tatăl său și pe mama sa, s-a ferit de aceste greșeli și păcate ale tinereții, s-a ferit și nu s-a îmbolnăvit cu sufletul de buboaiele păcatelor, care roade sănătatea sufletului și a trupului tinerilor din toate veacurile. Căci păzind aceste porunci, i-a fost de mare folos pentru viața aceasta trecătoare, dar pentru viața veșnică trebuia ceva mai mult. Pentru ca să ajungă omul la desăvârșire, așa cum ne învață Mântuitorul, trebuie să se lepede de sine, nu numai de bogății, când ni le cere Dumnezeu,
Însă lucrul acesta este greu. Câți studenți nu veneau pe la biserică și se rugau, mai ales înainte de examene. Dar după ce au ajuns doctori, ingineri în servicii mari și au dat de bani și s-au îmbogățit, nu își mai fac nicio sfântă cruce la culcare măcar. S-au îngânfat, s-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu și au ajuns nici să nu mai creadă în puterea lui Dumnezeu unii. Indiferența, răceala și depărtarea multora de Sfânta Biserică, de Harul Dumnezeiesc, i-au făcut pe mulți să cadă într-o viață dezordonată, murdară și nenorocită. Că s-au luat de beții, de curvii și de multe vicii rele de care nu mai pot scăpa niciodată. Așa se povestește despre un oraș din America care a existat pe la anul 1875. Acest oraș numit Mexico cel Nou a fost făcut de cei mai mari bogătași. El se numea orașul libertății depline. Cei care veneau să se așeze în el erau oameni bogați, cu bani mulți și cu păcate multe, plin de pofte și plăceri lumești. În acest oraș nu exista nicio religie, nicio lege, nicio biserică, nicio școală. Nu aveau duminici și sărbători și fiecare era liber să trăiască cum vrea el. Ce credeți că s-a întâmplat însă în orașul acesta după câțiva ani? Oamenii de acolo s-au îndobitocit cu totul. În primul rând s-au înmulțit bețivii, hoțiile, crimele, într-un chip înspăimântător, căci i-au silit pe mulți, 40% din oameni au trebuit să-și vândă averile la licitație și să plece în altă țară. Peste 50 de ani orașul era o ruină de ziduri și de suflete distruse. Așa vor păți toți aceia care caută fericire fără Dumnezeu, fără legea Lui, fără Biserica Lui Hristos. Tânărul din Evanghelia de astăzi era plin de bogății și cu toate acestea îl interesa și viața veșnică, fericirea sufletului și mântuirea lui. Dar tineretul nostru, care este bogat mai mult în păcate decât în avuții, își dau seama ce dureri și suferințe au de tras din cauza mulțimii păcatelor și mai ales din cauza păcatului desfrânării și al beției. Ce ușor se încurcă în păcatul acesta! Și de aici pleacă și celelalte păcate, căci după desfrânare face și ucidere, fiindcă omoară pruncii, copiii. Apoi vin și minciunile, că mint părinții și spun că sunt fete cinstite. Apoi nu ascultă nici de părinți, îi necinstesc făcându-le fel de fel de nedreptăți și de rușini în lume. Și se îndepărtează de spovedanie, de împărtășanie, trăind în păcate, fără cununie religioasă. Și așa ajung în mari nenorociri cu toții. Se prăbușesc în pierzarea sufletească și trupească. Oamenii chipzuiți, cu multă judecată, când vor să-și clădească o casă, se gândesc bine să-și pună o temelie durabilă, din material sănătos, ca să fie fără igrasie casa, să străbată lumina soarelui, să nu plouă sau să cadă acoperișul peste ei. Dar tocmai lucrul acesta cel mai important pentru tineret, chiar pentru viața aceasta vremelnică, este căsătoria, care cei mai mulți
nu mai fac după voia lui Dumnezeu, nu mai fac cu binecuvântarea dumnezeiască, pentru că tineretul închid ochii, nu vor să știe, nu vor să audă de sfânta învățătura Domnului Hristos. Pleacă fără cununie religioasă. Fac copii în posturi și sărbători, zămislesc copii în chefuri și beții, în cântece și jocurile cele mai diabolice. De aceea, copiii aceștia devin o povară grea de purtat pentru părinți, căci toată viața acești părinți se vor lupta cu ei, fiindcă de aceea se nasc epileptici îndrăciți, bolnavi cu capul, cu nervii și cu sângele stricat. Iată casă zidită pe nisip, de părinți fără înțelepciune. Totdeauna e expusă valurilor înfuriate, bolilor, suferințelor pe care le vor plăti părinții și dacă nu se întorc la Dumnezeu, le plătesc și în iad cu suferință veșnică. Mama care a născut copii fără cununie religioasă, să știe că copiii ei s-a născut fără cununie. Să nu se mai întrebe de ce nu se mărită fata la timp, de ce nu se însoară băiat. Nu cum spun babele că au cununiile legate, maică. Nu sunt cununiile legate, ci s-au născut fără ele. S-au născut, s-au zămislit în desfrânare, fără cununie. Și de aceea nu se pot mărita la timp și însura cum trebuie, fiindcă e viermele desfrânării în bietele suflete. Și Dumnezeu îngăduie ca să sufere, să intre cuțitul până la os mamelor acelora care n-au avut grijă să plece cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a părinților. Iată deci rădăcina relelor unde se află. În păcatul acesta al desfrânării. Mai înainte, fetele nu plecau de acasă fără binecuvântarea părinților. De aceea aveau pace în casă, copii buni, sănătoși, credincioși în Dumnezeu, cu rușine și respect, fiindcă aveau binecuvântarea mamei și a tatălui și binecuvântarea de sus, de la Dumnezeu, cununia religioasă. Tineretul nostru și multă lume necredincioasă umblă însă printr-un mare întuneric pierzător de suflet și prin mijlocul a multe curse periculoase, care mai de care mai distrugătoare de suflet și de trup. Am găsit scris într-o carte veche că un călător într-o noapte pe o vreme de furtună a intrat să se adăpostească într-o casă părăsită, căci nu avea unde să-și plece capul, fiindcă de sus ploua, tuna și fulgera. În fuga mare a intrat bucuros în acea casă părăsită. Dar tocmai când se așeză bucuros la acel adăpost, un fulger a luminat încăperea și a văzut o priveliște îngrozitoare. Un șarpe mare se târa spre el. Alții mai mici se urcau pe pereți. Ochii unei bufnițe străluceau dintr-un colț, iar în celălalt colț stătea o lighioană cu gura deschisă și pe jos mișunau fel de fel de jivini. Călătorul îngrozit, cu părul vâlvoi în cap, fugi repede din acest cuib de șerpi și lighioane spurcat. În chipul acestui călător, care prin întuneric se adăpostea în casa părăsită, plină de șerpi și lighioane, sunt toți acei tineri și tinere care au ochii orbiți, trăiesc într-o stare înspăimântătoare. Ei trăiesc într-un sălaș sufletesc plin de lighioane fioroase ce stau gata să-i sfâșie. Așa este casa unde locuiesc cei necununați la biserică, cu lighioane de acestea periculoase, duhuri necurate.
De aceea sar din pat, visează urât, se sperie, se îmbolnăvesc mai rău. Cei care nu vor să cunoască credința cea dreaptă, cei nespovediți și neîmpărtășiți, locuiesc în această casă plină de duhuri necurate și vine. Când se văd însă sfâșiați de fiarele cele periculoase, de păcatele cele grozave, care le rănesc sufletul de moarte, abia atunci unii aleargă și cer ajutor. Dar pentru mulți e prea târziu, căci rănile sunt atât de adânci și distrugătoare, aproape fără leac. Această depărtare de lumina Evangheliei lui Hristos, de morala credinței noastre creștine ortodoxe, aduc peste ei cele mai mari nenorociri sufletești și trupești. De aceea sunt neliniștiți, bolnavi și chinuiți, de aceea n-au pace în casele lor, căci fără Dumnezeu nu se poate pace. Așa sunt unii de ori și întunecați, căci cu toată suferința pe care o îndură, după urma păcatelor, tot nu vor să iasă din casa cea blestemată și otrăvitoare, plină de șerpi și de jivinii periculoase, adică din poftele cele deșarte, din beție, din curvie, din păcatele cele ce otrăvesc sufletul și trupul. Una din poruncile legii vechi este să nu minți, pe care a spus-o Domnul tânărului bogat de astăzi. Cei ce n-au citit în Sfânta Scriptură nu știu că diavolul este tatăl minciunii. El a mințit pe Adam și Eva în rai. El a mințit lumea până la potop, făcându-i să supere pe Dumnezeu, iar Domnul i-a înnecat cu apă, că nu se mai putea. El a mințit lumea de-a lungul veacurilor și a reușit diavolul să-și facă pe pământ o mulțime de copii. Acest tată al minciunii, care este diavolul, că s-a umplut pământul de mincinoși și mulți părinți se tânguiesc de copiii lor, că nu știu ce să mai facă cu ei, că îi mint în multe feluri. Câtă lume nu sufere din cauza acestui păcat mare al minciunilor, că sunt unii care și-au clădit casa sufletului pe temeiul minciunilor, căci au furat, au omorât, au pârât, au făcut să se încaiere oamenii, le-au luat serviciu cu minciunile, i-au băgat la închisoare cu minciunile și se cred fericiți și tari. Dar nu va merge mult și se va spulbera, se va scufunda casa lor, a mincinoșilor, a celor care au mâinile mânjite de sânge. Unul din păcatele mari pe care le face astăzi copiii și tineretul, că despre ei mai mult este vorba astăzi, este necinstirea părinților. Această poruncă scrisă cu degetul lui Dumnezeu este una din cele 10 porunci foarte importantă și de mare folos pentru viața aceasta pământească. Căci Dumnezeu zice: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să ți se lungească zilele, ca să trăiești an mult și fericiți pe pământ. Pe pământ? Iată deci că binele copiilor constă în păzirea acestei porunci, în cinstirea părinților, adică să-i asculți când te învață la bine și te îndeamnă să crezi în Dumnezeu, să-i asculți când îți spune să mergi la biserică, să faci fapte bune, să-i iubești făcându-le bucurii, să-i miluiești și să-i îngrijești când sunt bătrâni, bolnavi și neputincioși, să-i respecti, să nu-ți fie rușine cu ei, să le porți de grijă și după ce au plecat din viață, făcându-le parastase, sărindare, pomeni, milostenii pentru sufletul lor. Dar ce vedem? Copiii și tineretul ne cinstesc mult părinții.
Căci sunt unii care le este rușine cu părinții lor, fiindcă de ei au ajuns oameni mari cu carte, iar părinții sunt niște țărani murdari și săraci, proști. Și le e rușine cu ei. Unii nici nu le mai zic pe nume. Îi poreclesc în multe feluri, îi supără îngrozitor cu neascultarea, cu obrăznicia și răutatea lor. Și așa îi fac pe unii părinți să-i blesteme. Nu țin seama să-i întrebe pe părinți când se însoară sau se mărită. Și astfel, în loc de binecuvântarea părintească, îi ajung blestemele și când nu se gândesc, le plătesc cu vârf și îndesat. Că și așa le fac și lor copiilor, cum au făcut ei părinților lor. Cum au plecat mamele lor fără cununie și s-au măritat cu cine au vrut, fără știrea și voia părinților, așa fac și fetele lor. Și de când văd pe urmă nu le convine, ar vrea să fie cum trebuie, atunci văd că n-a făcut bine. Unii din copii din tineret au mers mai departe cu răutatea, căci au ridicat mâna asupra părinților și i-au bătut, i-au chinuit, iar alții chiar i-au omorât. Alți copii, după ce le-au murit părinții, n-au avut grijă și n-au vrut să mai știe să-și aducă aminte de ei, să le facă parastase, pomeni, sărindare. Și pentru această nerecunoștință și uitare a lor, Dumnezeu îngăduie să vină peste ei fel de fel de greutăți, supărări și necazuri. Să nu ne jucăm cu blestemul părintesc. Voi tineri și tinere care mai aveți părinți în viață, străduiți-vă să le faceți cât mai multe bucurii. Numai atunci sunteți scutiți de Dumnezeu să nu-i ascultați pe părinți. Atunci când vă vor învăța, să nu urmați credința cea dreaptă, să nu vă duceți la biserică, să nu ascultați poruncile lui Dumnezeu. Atunci când vă vor învăța la fapte rele, când vă vor învăța să vă omorâți pruncii în pântece, că multe mame și învață fetele și le ajută chiar să-și omoare pruncii. Când te învață să-și lași soția cu care ești cununat la biserică, în aceste cazuri să nu-i ascultați, că nu greșiți, căci mare păcat fac acești părinți care se bagă în casa copiilor celor cununați religios, să le strice căsnicia. Celor cununați ține seamă religios. Pe aceștia, pe părinții aceștia îi așteaptă pierzarea și suferință mare și pe lumea aceasta și va fi greu de ei și la ieșirea sufletului. Greu va ieși sufletul. Domnul Hristos a mai spus tânărului din Evanghelia de astăzi să nu furi. E bine să știe tot creștinul lucrul acesta, că tot furt se numește când furi cinstea cuiva, prin vorbele tale, prin minciunile tale. Tot furt se numește când furăm ziua Domnului, care este ziua Duminicii, Sfânta Duminică. În loc să o păstrăm cu credință și sfințenie și să mergem la biserică, pierdem timpul în locuri unde se ne cinstește numele Domnului, în localuri pline de fum de tutun, între bețivi și hulitori, între râzători de cele sfinte. Aceia care râd cu ei se fac părtași la păcatele lor. Aceia care merg în locurile unde Dumnezeu este hulit, acolo e diavolul și păcate au și cei ce ascultă și cei ce râd cu ei. Diavolul, acest mare vânător de suflete, a reușit să distrugă multă lume, mai ales tineretul. L-a distrus cu o armă foarte puternică, cântarea. Cântecele cele lumești și drăcești nu lipsesc astăzi aproape din nicio casă.
Dar cântarea religioasă creștinească nu mai are în gură și în minte creștinul nostru. Nu mai are în inimă creștinii noștri și nu mai cântă cum cântau primii creștini. Sfinte Dumnezeule, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, vrednică ești cu adevărat și o mulțime de pricezne și cântece, imnuri duhovnicești din biserică care se pot cânta și pe acasă când faci tu acolo treburile tale cu mintea, cu inima, cu sufletul. Cântările lumești însă porcoase, curvești și zgomotoase nu lipsesc nici după taina Sfintei Cununii, nici după taina Sfântului Botez și la sărbătorile cu sfinți mari, la onomastici. Atunci este hulit mai mult parcă Dumnezeu prin cântările cele diabolice, lumești porcoase. Că au scos cei răi și necredincioși și fără frică de Dumnezeu cântece murdare, care își bat joc de creștini și de cei care sunt încreștinați. De aceea cad pradă tuturor ispitelor și și-au slăbit puterile sufletești creștinii, căci tineretul se lasă vrăjit de aceste momente. Întocmai cum se spune într-o legendă, în istoria vechilor greci, spune legenda aceasta, că ei au avut de lucru cu primejdia sirenelor. Aceste sirene erau un fel de zâne încântătoare, care prin cântecele lor vrăjite ademeneau pe trecători, le furau voința, îi îmbătau cu un fel de beție dulce și îi făceau să sară în valurile mării unde își aflau moartea și mormântul. Trecând odată pe lângă insula aceasta cu sirenele, Iason, un mare conducător vestit de oștiri numeroase, el însuși a poruncit lui Orfeu să cânte din arfa lui. Când a început să cânte el cântările lui, le-a întrecut pe sirene. A acoperit glasul și cântările sirenelor. Atunci, de ciudă, sirenele, văzându-se bătute cu propria lor armă, tot cu cântarea, au sărit de pe insulă în mare și s-au prefăcut în stânci. Orfeus și Iason le-a biruit cu propria lor armă, cu cântarea. Să biruim și noi lumea cu armele pe care le folosește ea, lumea, cântările lumii, să fie copleșite de cântările Domnului. Petrecerile lumii să fie acoperite și întrecute de petrecerile cele duhovnicești. Desfătările lumii să fie întrecute de desfătările și bucuriile duhovnicești. Oriunde cântă lumea, să cântăm și noi în mintea și în sufletul nostru. Mulți fac caz de cântările creștinești, care le mai cântă unii creștini prin casele lor și râd de ei ca de niște rătăciți, zicând că numai în biserică trebuie să se cânte, ca și când numai în biserică ar fi Dumnezeu. Când ieșim din biserică, încuiem ușa bisericii și pe Dumnezeu înăuntru în biserică, ca să nu ne mai audă, să nu ne mai vadă câte rele mai facem noi pe afară în tot locul. E o greșeală mare aceasta dacă o ascultăm. Să cântăm lui Dumnezeu în tot locul, așa cum zicem salmi, cu credință și cu dragoste, ca să prefacem și noi sirenele în stânci și să rămână mute sirenele cele de suflet pierzătoare din lumea aceasta și să nu mai cadă niciun suflet în ghearele demonilor, în ghearele rătăciților de tot felul, că și rătăciții, sectanții au niște cântece care sirenelor atrăgătoare și mulți creștini adevărați, ortodoxi,
sunt vrăjiți de ele și se duc acolo pentru cântecele lor. Feriți-vă și cântați cântarea bisericii și pe acasă, care vă sfințește și vă face cheie limba ca să descuiați raiul. Așa să vâslim și noi, ca Iason, ca Orfeus, către patria cerească să vâslim pe marea aceasta învolburată și nu ne va mai fura mintea nimic și voința noastră. Duhurile cele necurate se vor stinge și nu ne va mai arunca în valurile pieirii sufletești și trupești. Mare durere și rușine poate fi pentru o familie când vede pe băiatul lor cu servici bun, inginer sau profesor, îmbrăcat frumos, curat, tăvălindu-se beat în murdăriile lui ca cel din urmă și mai netrebnic om din sat. Durere mare, rușine mare pentru părinți. Căci cei mai mulți tineri au căzut în aceste trei patimi rele: beția, curvia, fumatul tuturului, iar femeile o parte s-au luat și ele de aceste patimi, iar aproape majoritatea au un păcat pe care nu l-au bărbați. Un păcat și mai blestemat, și mai greu, și mai mare. Păcatul vrăjitoriei de scântecelor. Diavolul a reușit să le înșele pe femei ca pe Eva în rai, să-l asculte și să-i ceară ajutorul lui, prin vrăj, prin descântece, prin ghicitul în cărți, în cafea, în bobi, și le învață necuratul să-și spurce bărbații cu aceste vrăj și spurcăciuni. Auziți? Să le pună mâncare, apă de unde a scăldat mortul, pește trecut prin spurcăciuni și fel de fel de spurcăciuni și de vrăji că îi mânjesc și îi fac din oameni neoameni. După ce i-au spurcat, bine, nu mai poate fi între ei. Diavolul a mințit-o, ca pe Eva, că tot necuratul uneltește pe urmă certuri, bătăi, până la despărțiri și pace nu va fi. L-ai spurcat bărbatul, vasul tău cel curat, vasul care trebuie să-l ai curat în casă. Ai terminat cu pacea, trebuie să-ți iei drumul pribegii, fiindcă diavolul mai multă putere are asupra lui atunci și îl face nebun. Nu te mai ascultă și mai rău va fi. Să nu ne înșelăm, copii și tineri, să nu lăsăm pe diavolul să râdă de viața noastră și de sufletele noastre. Diavolul este un mare înșelător. El vrea să prindă pe toți în ghearele lui, cu momelele plăcerilor pe care le-a născocit în fel de fel de chipuri. El vrea să distrugă sufletul și trupul creștinului. Diavolul nu are niciun pic de milă. Lui nu e milă de copiii care rămân pe drumuri, de soția care plânge. Lui nu-i pasă că se îmbolnăvește cineva, că ajunge la închisoare sau în spital. Atunci se bucură el. Diavolul este un mare ucigaș de suflete și de trupuri omenești. Îmi aduc aminte despre Vlad Țepeș. Se spune că odată a strâns la curtea lui pe toți cerșetorii din țară și le-a dat un ospăț plin de toate bunătățile. O zi și o noapte a ținut veselia acestui ospăț. Au mâncat, au băut și au petrecut cerșetorii ca niciodată în viața lor. Dar pe urmă ce s-a întâmplat? Un lucru groaznic. Vlad Țepeș, căruia îi mai zice și Vlad Dracu, i-a strâns pe toți cerșetorii și i-a băgat într-un fel de magazie mare și le-a dat foc.
Așa au plătit de scump vieții cerșetori cu viața lor. Așa este și cu desfătările lumii acesteia. Diavolul, voievodul întunericului, ucigătorul sufletelor omenești, cheamă pe toți la ospățul desfătărilor. El le spune, suflete, bea, mănâncă și te veselește, căci aici e raiul și iadul, n-a ascultat-o de vorbele popilor. Și oamenii ascultă de glasul diavolului. Se strâng grămadă ca oile la ospățul lui. Dar vai, amarnic vor plăti acest ospăț ca și cerșetorii lui Vlad Țepeș. Vor fi poftiți pe urmă în focul iadului. Diavolul care i-a ospătat și i-a poftit, îi vor pofti pe urmă în focul și în temnițile cele de veci, în chinurile cele veșnice de unde nu vor mai ieși niciodată. De aceea luați aminte, tineri creștini, că nu degeaba zice Domnul Hristos, nu se poate sluji la doi domni, și că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerului, ci cel care face voia Tatălui Ceresc. Și vă siliți să cunoașteți tainele și secretele mântuirii, pe care le învățați din biserica creștină ortodoxă, de la slujitorii altarului, din cărțile sfintei noastre biserici ortodoxe. Și mai ales trebuie puse în practică aceste sfinte învățături, căci nu este de ajuns să le știm, nu se mântuiește cel ce știe, ci cel ce face, zice Domnul. Și dacă nu vrem să ne antrenăm cu astfel de învățături, nu putem intra în viața veșnică. Trebuie să știm și să facem și să trăim. Sportivii, dacă n-ar face antrenament, n-ar putea lua medaliile la Jocurile Olimpice. Iată ce antrenament trebuie să facem și noi, și mai ales tineretul care să n-ajungă pradă ispitelor și vrăjilor sirenelor. Și dacă au voință și dragoste, reușesc și înving toate greutățile. Dacă ne întrebăm pentru ce fac ei atâta osteneală, pentru o cinste și lucruri trecătoare fac aceste antrenamente. Dar cu cât mai mult trebuie să fim noi antrenați, cei care dorim să câștigăm împărăția cerului, cea nepieritoare și veșnică. Și dacă tânărul nostru din Evanghelia de astăzi trebuia să renunțe la avuție ca să placă Domnului, să ne întrebăm și noi, fiecare, și să vedem, n-avem și noi cumva ceva de renunțat? Chiar la biserică, dacă venim, nu cumva trebuie să renunțăm și noi la niște zorzoane, la parfumuri, la farduri, ca să ne fie rugăciunea primită și Dumnezeu să ne dea cele ce sunt de folos? Poți renunța tu, frate creștine și tinere, dacă vii la biserică, la aceste mode care supără pe Dumnezeu, căci în loc să te miluiască, te încarci cu păcate dacă nu vii cuvincios și cum trebuie la biserică. La biserică să vină curați și smeriți, modești, ca să ne prezentăm înaintea Domnului și să ne dea iertare păcatelor. În primul rând, să ne ajute să ne lăsăm de patim și ispite. Poți renunța tu la tutun, la băutură, la vorbe porcoase și înjurături? Poți renunța tu, tinere, la o mulțime de păcate, vicii și patimi înveninate care te stăpânesc? Căci poate niciodată de când e pământul, lumea n-a fost așa de bogată în păcate ca acum. Să știți că nici înainte de potop nu s-au făcut păcate de care se fac acum pe pământ.
Noi suntem creștini. Ne-am botezat în numele lui Hristos, ne-am lepădat de Satana și am jurat că îl iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice din lume. De aceea să fim gata, ori și când, să ne dăm viața chiar pentru dragostea lui. Și nimic să nu fie în stare să ne oprească în loc. Tânărul bogat din Evanghelia de astăzi a plecat cu capul în jos. S-a întristat de cuvintele Domnului, căci a iubit mai mult bogăția, banii și toate cele lumești. A făcut din ele dumnezei la care s-a închinat până la sfârșit. Idoli, să nu plecați întristați și îngândurați niciunul de aici, cum a plecat el. Să nu vi se pară grele cuvintele pe care le-ați auzit, căci unde noi nu vom putea, Dumnezeu ne va ajuta să putem. Acum ni se pare greu, cum să lași tutunul, care o viață întreagă l-ai ținut și te-ai ținut de el și l-ai fumat. Dumnezeu te ajută și atunci ne va înfierbânta harul lui cel ceresc. Ne vom da chiar viața și nu ni se va părea rău când ne va ajuta Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. De aceea trebuie să-i cerem lui și lucrul acesta. Doamne, ajută-ne Tu unde noi nu putem. Și El ne ajută. Nu există patimă, nu există păcat care să nu ne putem lăsa de El. Dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu și dacă El este Tatăl nostru, El știe mai înainte ce ne trebuie. Să-L iubim, să-L ascultăm, să ne sfințim, căci așa ne facem copii ai Lui. Dacă suntem fiii Lui, ne va face și moștenitori ai împărăției cerurilor. Căci avem pecetea Fiului Său, Iisus Hristos, pe frunțile noastre, pecetea botezului. Dar să căutăm să renunțăm și noi la bogăția păcatelor. Căci noi suntem bogați în păcate mai mult ca în cele materiale, avuții, bănești, pământești. Să dăm păcatele acestea înapoi demonilor, căci ale lor sunt. Să le aruncăm între coarnele lor. Să ne supărăm și să ne necăjim pe noi, pe trupul acesta păcătos, să avem și noi puțină ambiție și să ne luptăm ca să fim copii ai lui Dumnezeu. Dacă ne interesează cu adevărat mântuirea sufletului, ca pe tânărul din Evanghelia de astăzi, să ne lepădăm de lucrurile satanei, care sunt păcatele, și să mergem cu bucurie în urma învățăturilor lui Iisus, pe urmele pașilor lui, căci El știe calea și ne duce ca un păstor bun și blând la grădina fericirii, acolo unde nu e plângere, întristare, suspinare, cum vedem că e pe lumea aceasta, o zi bună, 10 rele. Căci vremea vieții noastre trece mai mult cu nori negri, mai mult cu supărări, cu necazuri, cu suferințe de tot felul, decât cu zile senine și frumoase. Nu-i așa, frați creștini? Și să duc zilele și vine bătrânețea, dacă o mai fi, v-am mai spus eu rândul trecut. S-ar putea ca noi să n-avem parte nici de o groapă, să ne facem cu mâna noastră ce ar trebui să ne facă alții. Eu rog pe bunul Dumnezeu ca să facă El să rodească toată sămânța aceasta care am semănat astăzi, să aducă roadă în sutit și să fie tot creștinul care a venit aici
un adevărat creștin, treaz, viu pentru Dumnezeu și mort pentru lume, pentru păcat. Doamne Iisuse, Dumnezeule prea bun și scump învățător, trimite harul Tău cel ceresc peste toți credincioșii care s-au adunat aici. Izbăvește-i de toate ispitele vicleanului. Întărește-i în sfânta și dreapta credință, Doamne, și ajută-ne să ne dezlipim de toate gunoaiele acestei lumi, ca să ajungem și noi în împărăția Ta cea cerească, să Te slăvim și noi acolo în vecii vecilor. Amin.